a apărut o informație bombă, și anume că fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, care a fost și viceprim-ministru și urma să devină șeful comunității serviciilor secrete dacă Ponta ar fi ajuns președinte, a încercat chiar în cabinetul lui să o violeze pe Laura Codruța Chioveși, care la acea dată era șefa Direcției Naționale Anticorupție. Și nu a reușit. Dacă lucrurile sunt reale, atunci întrebarea este de ce Laura Codruța Chioveși nu și-a îndeplinit obligația pe care o are de cetățean de a semnala o infracțiune și de a reclama această infracțiune, pentru că tentativa de viol este o infracțiune.